Binecuvântare la toți! Astăzi avem o nouă emisiune cu titlul Samariteanul Milostiv. Textul este din Luca, din capitolul 10, unde este prezentată această parabolă a Samariteanului Milostiv. Nu prea găsim astăzi oameni milostivi și dacă sunt și samariteni, nu ne uităm la ei. Domnul Iisus Hristos rostește această pildă ca răspuns la întrebarea cuiva. Citim așa în Luca, în capitolul 10, de la versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Deci, practic, nu a dorit să afle cu adevărat răspunsul, ci a vrut să-l ispitească, a vrut să-l pună pe Iisus într-o poziție ingrată. A vrut să-l facă de râs pe Iisus. Iisus i-a zis: ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Deși a vrut să-l ispitească pe Iisus, Iisus îl apreciază. Îi spune: bine ai răspuns. Ce mod deosebit al lui Iisus de a pune la punct pe batjocoritori. Să aprecieze ceea ce este pozitiv în ei. Dar el, care vrea să se îndreptățească, a zis lui Iisus: și cine este aproapele meu? Răspunsul la această întrebare este în pilda samariteanului milostiv. Vreau să înțelegem episoadele de bază din această pildă. Primul episod l-am numit călătorul singuratic. Al doilea episod, călătorul și samariteanul milostiv. Și al treilea episod, călătorul așteptând revenirea samariteanului milostiv. Fiecare episod are o importanță aparte. Să vedem primul episod, călătorul singuratic. În acest episod nu apare samariteanul milostiv. Este absența samariteanului milostiv. Cum se desfășoară acest prim episod? Un om se coborâ din Ierusalim la Ierihon. Era un drum periculos. Este un drum al declinului. Este un drum al pericolului. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat. Călătorul singuratic experimentează un jaf și rămâne fără haine. În Orientul Mijlociu și astăzi, uneori prizonierii sunt torturați, fiind dezbrăcați de toate hainele lor. Este umilire, este o umilință care greu este de înțeles pentru occidental, pentru europeni. L-au dezbrăcat. Așa face și diavolul cu noi. Ne-a dezbrăcat de această haină a sfințenii, de această haină a gloriei, părtășiei cu Dumnezeu. Diavolul este ca și acești infractori care l-au agresat, l-au dezbrăcat. Dar nu l-au lăsat doar dezbrăcat pe călătorul singuratic. L-au jefuit de tot. În Sfânta Scriptură contează fiecare cuvânt. L-au jefuit de tot. Deci tot ce avea. Nu selectiv. N-a fost un jaf selectiv. A fost un jaf total. După ce l-au dezbrăcat, i-au luat tot ceea ce a avut. La fel face și păcatul cu noi și diavolul cu noi. Ne jefuiește de tot ce avem. Nu există pardon. Este un jaf progresiv, dar este un jaf total. Păcatul, diavolul, te jefuiesc de sănătatea pe care o ai, de moralitatea pe care o ai, de credința pe care o ai, de destinul pe care poți să-l ai, de potențialul pe care poți să-l ai. E jefuit de tot. Ești un călător singuratic. Este parabola omului fără Dumnezeu. Parabola omului fără Iisus Hristos. Drum al declinului, drumul spre Ierihon, un drum în care ești dezbrăcat, e jefuit de tot. Și mai prezintă parabola noastră un alt aspect.
Versetul 30, ultima parte. L-au bătut zdravăn. Umilința a continuat. A fost bătut zdravăn. Care a fost efectul bătăii? Spune Scriptura, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Deci în comă. Călătorul singuratic, pe drumul Ierihonului, după ce s-a întâlnit cu acești tâlhari, a ajuns în comă. Așa ajunge și omul de astăzi, omul contemporan, ajunge în comă spirituală, fiind jefuit de păcat, de cel rău, de Satan, furat de tot ceea ce are, bătut zdravăn și ajunge în comă spirituală. Chiar și la o biserică, spune Iisus în Apocalipsa, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Sau despre alta, pe moarte, ideea de comă, comă spirituală. Omul care nu prețuiește prezența lui Dumnezeu, omul care este fără prezența lui Dumnezeu, fără protecția lui Dumnezeu în viață, ajunge în această ipostază a călătorului singuratic pe drumul Ierihonului. Ajunge să fie aproape mort. Și aici începe episodul al doilea, în care intră în scenă samaritanul milostiv. Dar înainte de a intra în scenă samaritanul milostiv, ar fi avut șansa alții să intre în scenă, dar n-au vrut. Din întâmplare se cobora pe același drum, pe același drum al Ierihonului, un preot, și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. De ce? De ce preotul și levitul l-au lăsat pe acest samaritan să acționeze el? De fapt, nici nu știau că va veni samaritanul. De ce n-au intrat ei în horă? Posibil să fi folosit chiar argumente morale. Dom'le, acest om este gol. Eu nu mă apropiu de un om gol. Eu nu vreau să am de-a face, nu vreau să mă încarc memoria cu... Posibil să fi folosit argumentul urgenței. Eu trebuie să mă duc, am probleme preoțești, am probleme de levit, nu am timp. Indiferent ce argument au folosit, omul a rămas aproape mort. A rămas tot în comă. Călătorul singuratic a rămas tot singuratic. Și aici intervine samariteanul milostiv. Un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el. Deci nu l-a ocolit. Nu a venit nici cu argument moral, nu a venit nici cu un argument de urgență. Nu era atât de instruit ca și preotul, nu era atât de instruit ca și levitul, nu aducea argumente religioase. Din nefericire, preotul și levitul erau oameni religioși, dar nu aveau milă. De multe ori pierdem mila în mijlocul religiei. Pentru noi este samaritanul milostiv un exemplu. Hristos a zis, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Trebuie să readucem mila în viețile noastre, mila față de semenii noștri. Trăim o perioadă de egoism feroce. Nu ne mai interesează decât de noi și de interesele noastre. Societatea noastră se descompune încet, încet. Devine o societate fără milă. A venit în locul unde era. Deci mila se interesează de tine. Și când samaritanul milostiv l-a văzut, i s-a făcut milă. Trebuie să ai ochi. Să vezi oamenii care au nevoie de milă. Trebuie să-ți pese de oameni, trebuie să iubești oamenii. Porunca cea mai mare din lege și proroci nu erau activitățile urgente religioase. Porunca cea mai mare era să iubească pe Dumnezeu cu toată ființa lor și pe aproapele lor ca pe ei. Au neglijat această iubire. Este un regres în iubire. Societatea noastră vedem un regres în iubire. Creștinul la timpul prezent trebuie să nu uite că este chemat să iubească pe semeni. Chiar dacă sunt de altă factură decât el.
Un creștin la timpul prezent trebuie să prețuiască această poruncă a lui Iisus de a iubi. Pentru că dacă nu iubești, nu doar că încalci această poruncă la Iisus, dar nu îndeplinești nici Scripturile, nu ți îndeplinești menirea. Pentru că noi suntem chemați să iubim. I s-a făcut milă de el. Dar n-a rămas la această fază emoțională, samariteanul milostiv. Pentru că mila lui este o milă activă. Mila lui nu este o milă contemplativă. Mila lui nu este o milă a lacrimilor de crocodil. Este o milă operativă, o milă care intră în acțiune. Așa vrea și Dumnezeu să avem milă. Nu o milă din aceasta doar de emoții ieftine, emoții gratuite, ci o milă care se implică, o milă forte, o milă puternică. Nu doar că i s-a făcut milă, dar a acționat. Cum a acționat? S-a apropiat și a legat rănile. Suntem chemați și noi să legăm rănile semenilor noștri. Nu este ușor să legi rănile, pentru că poate să intre această silă să vezi rănile. Poate să fie această stare de lehamite când vezi rănile altuia. Și poți să zici, ce-mi pasă mie de rănile altuia? Am eu rănile mele. Trebuie să luăm exemplu acestui samaritean milostiv. Hristos a dat acest exemplu ca un exemplu demn de urmat. Este exemplul pe care Hristos îl dă. Un exemplu de iubire. Un exemplu de om care caută viața veșnică. I-a legat rănile. Te întreb, câte răni ai legat ale semenilor tăi? Sau nu-ți pasă de rănile altuia? Sau ești indiferent la rănile altuia? Îți pasă doar de rănile tale? Este vremea să avem nu doar un creștinist la timpul trecut. În trecut am legat rănile altuia. Nu, în prezent trebuie să legi rănile altuia. Sunt oameni care așteaptă să le legi rănile și te pot ruga așa. Doamne, învață-mă să leg rănile altuia. Doamne, învață-mă cum să leg rănile altuia. Când vine vorba de a avea milă de cei neajutorați, putem avea două atitudini. O atitudine pasivă și o atitudine activă. Putem să simțim compasiune și să ne fie milă de cei săraci, de cei în nevoie, dar să nu facem nimic. Sau doar să ne rugăm pentru ei. Și cred că și atitudinea aceasta e acceptată înaintea lui Dumnezeu. Dar putem să fim și activi și să vedem cum putem să ne implicăm în a-i ajuta și în a fi de partea lor ca să treacă peste necaz. Cred că o bună metodă ar fi să facem un fel de parteneriat cu membrii din biserică și să vedem, să ne unim forțele și să mergem și să fim o forță mai mare pentru Dumnezeu și pentru a ajuta pe ceilalți. Vis-a-vis de ceea ce a făcut bunul samaritean față de cel căzut la marginea drumului, fiind cotropit de tâlhar, primul lucru important pe care l-a făcut samariteanul a fost să se implice și să se aplece spre acel om căzut la marginea drumului. Și-a arătat compasiunea, dar totodată a dat dovadă de o acțiune față de cei care au trecut prin problemele vieții și chiar prin suferință și ajutor. Mila pe care și-a manifestat-o samariteanul a fost o milă care cuprindea atât o milă spirituală, dar și o milă morală și etică. Ca oameni acestei țări și cetățeni acestei țări, avem nevoie de compasiune față de cei de lângă noi, o milă spirituală, dar și o milă morală și etică. Fie ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, cetățenii acestei țări, să ne arătăm mila, să ne arătăm compasiunea și aprecierea față de cei din jurul nostru. Dacă citim în pilda samariteanului milostiv, vedem în acea pildă două categorii de oameni cu privire la mila care trebuie să o arate față de cei căzuți și față de cei în suferință. Prima categorie de oameni sunt acei oameni care se apleacă, acei oameni care se opresc și vor să ajute pe cel care este în suferință. Și a doua categorie de oameni sunt acei oameni care nu le interesează deloc, își văd de treburile lor și nu vor să ajute pe cel care este în suferință. Sau își închid un ochi și o ureche ca să nu se poată apleca. Dar ceea ce a făcut samariteanul milostiv, în ciuda
contradicțiilor în societatea în care ei trăiau atunci, el s-a plecat și a vrut să arate această milă față de iudeul căzut. Atunci, în vremea aceea, între samariteni și iudei, era o relație nu foarte bună. Dar cu toate aceste lucruri, samaritianul milostiv s-a aplecat către iudeul care era în suferință și l-a ajutat. Mai mult decât atât, el a plătit pentru ca iudeul să fie vindecat. Și această pildă ne dă o lecție extraordinară nouă celor din zilele noastre. Această pildă ne spune că noi trebuie să fim oameni miloși și oameni cu compasiune pentru cei în suferință. Dacă vedem un om care este în suferință, nu trebuie să închidem ochii sau urechile și să plecăm fără să acționăm, ci trebuie să fim acei oameni care ne aplecăm și îi ajutăm pe oamenii aceștia care trec prin suferință. Pentru că răsplata și binecuvântarea pentru noi este mult mai mare și aici pe pământ și odată în veșnicie cu Domnul nostru. De aceea, această pildă ne dă o lecție extraordinar de mare cu privire la mila pe care trebuie să o arătăm față de oamenii. Samariteanul milostiv s-a aplecat și l-a ajutat pe iudeul care era în suferință. De asemenea, trebuie să facem și noi în zilele noastre, atunci când vedem oameni în suferință, să ne aplecăm și să-i ajutăm să treacă prin acea suferință, prin acel necaz și să treacă biruitor și să îndreptăm ochii spre Hristos, Domnul, care este mântuitorul sufletelor noastre. Și aici intervine deja o jertfă suplimentară a samariteanului milostiv. A turnat peste ele un de lemn și vin. Unde lemnul și vinul costau, unde lemnul și vinul erau deja din averea samariteanului milostiv. N-au lăsat hoții unde lemn și vin la fața locului. Unde lemnul și vinul deja înseamnă jertfa ta, din averea ta, din posesiunile tale. Mila ta trebuie să se vadă și din cât dăruiești din posesiunile tale altuia. Nu doar să legi rănile și atât. Contează cum legi rănile. Contează și această implicare materială în legarea rănilor. De lemnul și vinul. Pe post de medicament. Calmant. Dezinfectant. Dar costau. Vedem jertfa financiară a samariteanului milostiv, jertfa din posesiunile materiale. Trebuie să avem și această formă a milei în care să plătim un preț. Un preț material, un preț din timpul nostru și un preț din posesiunile noastre. Contează această desfășurare, această manifestare a milei. Nu se oprește aici și gata, l-abandonez. Ei leg rănile și altul să vină. Deci nu este ca într-o fabrică, eu îmi fac partea mea, dar las acolo și altul să vină dacă vine, nu. Deci este o lucrare completă. Nu avea, dacă ar fi avut pe altcineva care să fi continuat lucrarea, samaritanul milostiv era și el singur, nu citim să fi fost cu cineva. L-a pus pe dobitocul lui. Deci un om din acesta, plin de răni, însângerat, să-l pui pe animalul tău de călătorie. Aici este o dovadă de renunțare la comoditate. Unii sunt dispuși să dea din posesiunile lor, dar nu sunt dispuși să renunțe la comoditatea lor pentru alții. Acel animal de călătorie era pentru el. A renunțat la comoditatea lui de a călători. Și a căutat pentru acest călător singuratic în comă, căutat un han de poposire, o casă de poposire și a îngrijit de el. A îngrijit de el. A avut grijă de el. El personal. Vedem această milă activă, vedem această milă care dăruiește din timp, dăruiește din avere, din posesiuni, renunță la comoditate. Și o milă care se îngrijește de cel care are nevoie de îngrijire.
Hristos așteaptă de la noi să fim creștini care la timpul prezent au milă. În prezent. E nevoie de mila ta în prezent. O milă a ta activă. O milă a ta care se jertfește. Am văzut episodul întâi, călătorul singuratic, ce s-a întâmplat cu el pe acest drum al Ierihonului. Am văzut episodul 2, călătorul singuratic și samaritanul milostiv. Să ne uităm și la episodul 3, care este mai puțin analizat, mai puțin dezbătut, mai puțin luat ca exemplu. În episodul 3, samaritanul milostiv pleacă și lasă pe călătorul singuratic recuperat. Lasă singur. Dar să vedem în ce context pleacă și în ce context va reveni. Luca 10:35. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat gazdei și a zis: ai grijă de el și orice vi-mi cheltuiți voi da înapoi la întoarcere. Fără versetul 35, fără acest episod 3, pilda samaritanului milostiv ar fi o pildă incompletă. Mila noastră ar fi o milă parțială. N-ar fi o milă integrală. Se dă de remarcat timpul despre care vorbește evanghelistul Luca, a doua zi. Deci n-a plecat în ziua aceea. Am așteptat o noapte. Și nu ușor noaptea pentru un om rănit. Trăim și noi vremuri de noapte. Avem și noi noaptea noastră spirituală de multe ori. Este important cineva să fie alături de noi. Această imagine a samaritanului milostiv prezintă pe Hristos și prezintă pe cei care merg pe urmele lui Hristos. Noaptea a rămas alături de călătorul singuratic. Au nevoie oamenii în nopțile lor, noaptea spirituală prin care trec. Au nevoie de cineva. Nu este ușor să ai grijă de cineva noaptea. Iov a trecut printr-o noapte spirituală. Avram a avut această experiență a nopții. Avea experiența nopții ca experiență personală, spirituală. Nu înseamnă pentru toți experiență victorioasă. Pentru unii este înfrângere. De aceea, această noapte a contat foarte mult pentru călătorul singuratic recuperat. A fost noaptea în care a stat cu samaritanul milostiv. Aici vedem un alt domeniu în care trebuie să ne implicăm, creștini la timpul prezent. Pentru cei care traversează perioada de noapte, perioada de întuneric în viața lor, să nu lăsăm singuri, să ne implicăm. În sfera noastră în care ne putem implica, tu te poți implica în viața tuturor, dar în sfera ta, samaritanul milostiv s-a implicat aici, în viața unui singur. Atât de mult contează această expresie. A doua zi! Se înseamnă după ce a trecut noaptea, deci a venit dimineața. A lăsat pe călătorul singuratic recuperat, l-a lăsat în dimineață, nu l-a lăsat în noapte. Când a pornit la drum, a scos o sumă de bani și i-a dat gazdei. A plătit, a continuat să se jertfească. N-a fost o jertfă singulară, a fost o jertfă în care a fost continuitate. Un punct vulnerabil pentru noi în milă este lipsa continuității. Avem nevoie de o continuitate până ne îndeplinim sarcina. Și face o promisiune samaritanul milostiv, promisiunea Îngerului: ai grijă de el. Ai grijă de el. Aici transferă responsabilitatea. Samaritanul milostiv știe ce înseamnă transferul de responsabilitate. Să fie altul care să aibă milă. Dar plătește el un preț pentru lucrul acesta.
În acest transfer de responsabilitate, el plătește prețul și este gata să plătească prețul complet. Și de aceea promite în felul următor: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Orice vei mai cheltui, orice! Promisiunea aceasta este un cec în alb. Orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Deci este promisiunea unei întoarceri. Este o promisiune făcută hangiului. Tu ține evidența cu cheltuielile pentru acest călător singuratic recuperat. Nici nume, nici naționalitate nu are acest călător. De ce ne putem identifica fiecare dintre noi cu el? Nici vârsta nu îi se dă. Orice vei mai cheltui, ce fel de cec în alb, ce milă continuă, ce deschidere spre jertfă, îți voi da înapoi la întoarcere. Cum au trecut zilele călătorului singuratic recuperat, așteptând reîntoarcerea samariteanului milostiv, așteptând reîntoarcerea binefăcătorului? Nu este imaginea bisericii de astăzi care așteaptă reîntoarcerea celui care s-a jertfit? Pentru noi Hristos este întrupearea milei desăvârșite și noi îl așteptăm pe el. Îl așteptăm. Dar trebuie să-l așteptăm cu toată inima noastră. Trebuie să-l așteptăm cu toată ființa noastră. Este această frumusețe a parabolei. Așteptarea samariteanului milostiv. Hristos spune așa în ultima carte din Noul Testament referitor la venirea lui. Apocalipsa, în capitolul 22, spune că el vine curând și iată că eu vin curând. Versetul 7, Apocalipsa 22. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecarea după fapta lui. Nu doar samariteanul milostiv a promis că va reveni. Nu doar samariteanul milostiv a promis că va aduce răsplata. Este o comparație extraordinară între samariteanul milostiv, care a promis că se va reîntoarce, și Hristos, care a promis că se reîntoarce. Așa cum samariteanul milostiv a promis că va răsplăti tot ce s-a cheltuit pentru cauza lui. Și cauza lui era acest călător recuperat. Tot așa și Hristos promite: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Și Hristos promite reîntoarcere și răsplătire. Samaritanul milostiv a promis reîntoarcere și răsplătire. Foarte important acest episod 3 în parabolă. În așteptarea samaritanului milostiv, el se va reîntoarce. A transferat această responsabilitate a milei pentru hangiu. Hristos a transferat această responsabilitate a milei. Ne-a dat-o nouă. Noi trebuie să fim mila lui exprimată în societate. Noi am primit acest mandat să fim milostivi. Și vom avea parte de milă. Dragii mei, parabola samariteanului milostiv, exemplul samariteanului milostiv, este valabil pentru noi și astăzi. Fie ca mila noastră să fie o milă autentică, fie ca mila noastră să fie o milă în care avem continuitate, și fie ca mila noastră să fie și cu gândul la reîntoarcerea lui Hristos. Că samariteanul milostiv arată spre Hristos. Dumnezeu să o binecuvinteze. Amin.